Hei, salutări tuturor! Bine v-am regăsit la un episod din FIFA 14, care cu Steaua. Din câte se vede, următorul meci este contra Astra Giurgiu. Am jucat meciul offline, cel cu ACS Timișoara sau cum era. Opa, stai că am uitat să fiu pe distant și hai să jucați voi așa, perfect. Echipa e ok, bun. Am jucat în offline, am câștigat cu scorul de 2-0 un prim gol al lui Bonipert în acest sezon, un gol foarte frumos dat gen lob. Și ultimul gol fiind scris în minutul 88 parcă de către Stokes, un gol destul de bun și el și-a făcut debutul cu un gol. Hai să jucăm. Vai, iar am uitat comentariile pornite. Astăzi eu comentez. Bun, hai. Hai să începem. Bun, Stokes. Nu știu cine naiba au zis că Stokes îi trebuie foarte mult ca să înceapă să sprinteze. Credeți-mă, că e chiar foarte bun Stokes. Nu știu ce îl comentați voi sau poate l-ați încurcat. Stokes ăsta l-am luat de la Celtic. Eu așa rețin și rețin destul de bine minte că eu, când l-am văzut pe Stokes atunci, pentru prima oară, era prin top 3, top 5 oameni care au marcat destul de multe goluri în Europa League. Și am zis, hai să mă iau după asta să văd, bă, dacă tot am scris atâtea goluri, înseamnă că e bun, știi ce o să zic. Și, na. Hai să continuăm. Kipciu a fost într-o formă demențială sezonul trecut în joc, mă refer. Hai să vedem, Maxim s-a acomodat destul de binișor. Totul este că încă nu a pornit bestia din el, că mă, este o bestie acest Maxim. Chiar și în FIFA la online, Foot Team. Da, așa îi zice, nu vă gândiți la prostii. Așa îi zice, no. Football Ultimate Team ar fi pe de-a lungul, dar așa pe scurt e Foot. Nu s-au gândit la români când au făcut această prescurtare. Bun. Ia Kipciu. Nistor. Nistor, eu nu știu, eu l-am reținut pe Nistor acum ceva timp, că m-am jucat, nu mai știu exact, la național sau unde. Și Nistor a jucat destul de binișor. Apoi, na, oricum mi-a trebuit un CM. Oricum, dacă nu îl voi pune pe banca de rezerve, mi-a trebuit un CM destul de bunicer la un preț rezonabil. Iar după mine, Nistor este un CM bun, român, și este normal la un preț foarte bun. O, ăla-i pe Tănase, Tănase care a scris și goluri ieri în, mă rog, ieri, nu știu exact când voi uploada acest video. A scris primul gol, mă rog, în meciul Steaua Dinamo din Cupa României, un gol destul de frumos. Din păcate, meciul s-a terminat 1-1, dar totuși foarte bine. S-a terminat frumos după, cum să zic, măcelul primei etape în care Steaua a câștigat cu 3-0 parcă. Eu sunt, mă rog, nu 3-0, cred că greșesc scorul, dar oricum, mă rog, nu contează. Oricum a dat multe goluri Steaua. Este frumos că acum se termine un 1-1. O, Tănase! O, dar ce bine a apărat acolo portarul. 1-1, încât să mergă și dinamoviștii măcar un picuț mai, cum zic, resemnați, măcar am făcut un egal, hai că e ok, nu știu ce, că oricum n-aveau șansă să se întoarcă acel scor incredibil. Bun, hai să continuăm. Porceanu! Ai, mă, lung, dar ce bine apără lung în acest meci. Pe cum v-am întrebat și pe mulți pe voi acolo în pe pagina de Facebook. Apropo, da, să fiți, dați like la pagina de Facebook, nu fiți rușinoși, chiar este foarte fain, pun tot felul de videouri acolo, întrebări, e chiar genial. Bun, hai să continuăm. Da, momentan încă sunt în vedeți că chiar am uitat, deci am avut o zi așa plină ieri, încât am uitat dacă mai este încă sezon de transferuri aici. Stați ca să vedem. Iui, Tănase! Ai, mă, dar ce bine și lung. Cât
încât să ia un apărător sau cel puțin un alt atacant. Mi-ar trebui măcar doi atacanți să am acolo cu Champions League, cu toate astea, credeți-mă că o să am nevoie. Pe lângă asta un apărător încât să-l înlocuiesc pe Sucala, că dacă na, vrea să se retragă, acesta fiind de ultimul lui sezon, am zis că mai bine iau un jucător nou încât să fie fresh, să crească și na, altfel un jucător tânăr, nu? Hai, Tănase! Tănase! De-aia te vreau, Olympiacos! Hai! Tănase! A blocat la timp de către protorul celor de la Astra. Ba nu! Cred că mingea l-a reatins pe Tănase și se vede rezultatul, de aceea nu a fost corner. Mă așteptam totuși la un corner. Bun, prima repriză se termină 0-0. Un scor încă uimitor pentru mine. Se simte că este început de sezon, jucătorii încă nu sunt, cum să zic, în formă fizică excelentă, chiar se simte în FIFA, credeți-mă. Ok, super pasă către Maxim, Maxim shoot, apără din nou lung, ce cu lung ăsta, incredibil apără. Hai Borceanu, tu ești bază. O, Borceanu, n-a fost să fie. Bucari a făcut acolo o preluare foarte bună. Kipciu pasează către Maxim. Din nou Maxim. Azi de... ce dribling de către Maxim. Un pic prea tare acea pasă al Maxim, dar a avut o viziune excepțională. Stokes! Super! Super pasă Stokes! Gol Maxim! Incredibil! Super! Primul gol al lui Maxim. S-a și văzut puterea lui Maxim. Hai să vedeți încă o dată această fază. Stokes, o genială pasă și Maxim pur și simplu execută. Bun, 1-0. Hai să continuăm acest match. Stokes. Stokes. Oi, am vrut să șut acolo, s-a împiedicat că a pus acel apărător, s-a mijlocat și piciorul acolo în prag. Stokes. Super! Apărătorul Astra a fost un pic mai înalt și a prins mingea, dar oricum acea fază ar fi fost gol dacă cine a fost acolo, nu mai știu exact dacă a fost Tănase sau Stokes, ar fi fost mai înalt. Cred că Tănase a fost. Hai să continuăm. Mățel la balon. O pasă bunicică, dar o prinde Rui Patricio fără probleme. Rui Patricio, un portar incredibil, eu cel puțin l-am cumpărat de vreo două ori în, cum să zic, toată istoria mea de FIFA. Credeți-mă, este un jucător foarte bun, evoluează binișor. O să vedeți că mai încolo o să am și pe niște tonă de oferte. E chiar un portar foarte bun, mă minun că a dorit într-un final să vină la Steaua. Ce drept, am și crescut salariul ăla incredibil de mult. Ce șansă Tănase! Incredibilă șansă lui Tănase acolo. Hai să continuăm, intră Mureșan, iese Ben Youssouf. Hai să dăm Gardoș, un jucător pe care mai mult ca sigur nu-l vei vinde niciodată. E un apărător pe gustul meu, v-am și zis acum cea timp. E tânăr, crește foarte bine, e înalt, are cât de cât cea pace destul de ok pentru un apărător. Acolo m-am prostit cu Kipciu, trebuie să pasez. Bravo Sucala, încă Sucala mai activează cât de cât. Kipciu, bravo Kipciu, dar păcat că n-ai făcut așa fel acel stop încât să și iei mingea. Maxim din nou acolo. Opa, Laban pasează la Yoda. Deja mi-a venit caracterul din Star Wars în cap, Yoda. Bravo Nistor. Iese mingea în out. Hai să facem niște schimbări. Deja minutul 76. Îl scot pe Nistor și îl pun pe Samaris. Hai să vedem. Punem pe Ancu în locul lui Tănase, chiar dacă Tănase n-a fost așa epuizat. Și pe Boniperti în locul Stokes. E ok. Hai că se face și schimbarea.
Bun. Da, am schimbat chiar foarte mulți jucători, dar vezi mă, după mie este ok. Conducem în acest match, nu știu dacă mă vor egala acest băieți, mai ales că l-am pus pe Boniperti pe tren. Opa, bun, hai că am scăpat. S-a lăsat să continue. Bun, bun, bun. Hai să dăm suca la acolo pe fază. Se vorbește de Stokes acolo în spate, încât se vede poza lui. Eu, în opinia mea, până acum l-am văzut ca un transfer reușit pe Nistor. Am puține emoții că mi-e teamă că n-a fost un transfer așa reușit, dar în rest sunt mulțumit de transferurile făcute. Hai! Hai băieții, nu, ăla e bun, nu o lăsați pe Budescu. Aruncați o sarmală pe teren ceva să nu se uite la minge. Jesus. Ua, hai, ai, ma, bine. Bă, ați aruncat sarmala aia, mă, că nu vreau să văd pe Budescu în acțiune. Adică nici nu l-am văzut până am pe teren. Cred că balul a fi pus acum, n-am făcut pe fază. Iui, Mureșan. A, Samaris. Ăla-i băiatul. Iui, Boniperti, fază acolo, super. Oricum, cred că îl scop pe Nistor și-l voi pune pe Samaris înapoi. Bun, am câștigat meciul cu 1-0, match drăguț, ușor, relax, cum s-ar zice, lung, a apărat foarte bine. Hai să vedem în continuare ce se mai întâmplă. Da, încă este perioada de transferuri, excelent. Kurt Zuma, uai că cere mult pe el. Nu cred că am așa mulți bani, hai să vedem exact câți bani mai am. Ah, ba da, am, super. Hai să vedem atunci. Kurt Zuma va fi excelent. Daniel Opare, dacă îl mai țineți minte, un jucător excepțional. Excepțional. Cred că pe el vei cupra, mai ales că e ieftin, 23 de ani, are niște statistici foarte bune. Steve Colker, ai cât cere pe el, incredibil. Ua, 9000. Că vreau să le iau pe Nicolas Lopez. Un tânăr uruguayan de 20 de ani, cei care o să aveți bani, cumpărați-l cu încredere. Din câte am auzit, este foarte bun. Hai să vedem. Uai, tare mult, nu vor accepta suma asta niciodată. 5. Și hai să punem un jucător abar, n-am pe ce, pe Fiero. Și stați calm, nu luați pe Fiero. Pe Fiero l-am luat. L-am luat sezonul trecut, pe la început. Dacă mai bine țineți minte, LOL, acceptați, cu Dean. Bun, nu mai trebuie atacant, genial. Super. Super, 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 l-avem pe Țucu Dean. Bun, și așa presupun că am împăcat și capra și varza, cum se zice, nu? Am jucători aici de la Dinamo, pe Țucu Dean, Rotariu, super. Ai, numai că nu știu ce să mai aleg aici, ce să mai scot, credeți-mă că mi-e foarte greu să aleg. Dar cred că îl voi scoate pe Rotariu momentan, că și sper să-l dau acolo. Da, hai să vedem mai exact care este diferența între ei. Țucu Dean, uai, mult mai slăbuț Țucu Dean. Oricum, momentan îl voi lăsa un picuț pe banca de rezerve până se obișnuiește cu clubul. O să încerc să-l integrez în anumite meciuri, ca să-l testez, desigur. Azi de mă... Oi, următorul match în Champions League direct cu Tottenham. Dar ce grup am prins, doamne feri? Hai să vedem. Da. Da, mă gândeam, oricum nu mai mi-l trebuie. Wow, acceptat. Shit on a damn stick. Mai mult. Prea mult. Vom accepta un pic și îl vom cumpra un picuț mai încolo pe... pe cel de la Southampton, credeți-mă, eu sunt mijlocaș foarte bun. Aici e super cupa aia, când
se joacă cei câștigători Champions League cu câștigătorii Europa. Wow, Spurs a câștigat. Wow, ce tare. Nu mă așteptam la asta. Felicitări Spurs, wow. Super. Bun, hai să vedem. Mă gândesc la echipă. Stai să facem niște schimbări. Nu știu ce e cu jocul ăsta, cât timp îl pune butonul ăla acolo. Bun, hai să luăm pe Nistornic, câte vedeți, chiar n-a evoluat. Îl vom pune pe Samaris. Demonul Samaris. Hai să jucăm. Și da, încă un episod dublu. Yay! Oh, hai, că am greșit țintată. Nu contează. Bun, meciul începe pentru Super Cup. Oh, cel ce-am făcut. Spurs, în opinia mea, a cam decăzut un pic după ce l-au transferat pe Gareth Bale. Gareth Bale care a dat un gol inimaginabil, incredibil de fain împotriva Barcelonei în Cupa Spaniei. Oh, Samaris! Samaris! Ce v-am zis? Ce v-am zis? Știu să cumpăr jucători. Incredibil, vreau să mai văd asta odată. BOOM! Direct! A fost de genul cu capul. Neam ninja dracu, BOOM! Direct în poartă a zburat acea minge. Super gol Samaris. Incredibil. Hai să vedem ce se mai întâmplă acum. Eriksen, un cam incredibil de bun înlocuitor, cred, presupun eu, pentru Gareth Bale. Credeți că este un jucător foarte bun în realitate. Nu știu cum joacă, că nu urmăresc meciul Spurs. Dar în joc are niște statusuri foarte bune. Eu, echipciu, preferă să șute. O idee bună, dacă nu era acolo Walker să prindă mingea. Hai să vedem ce se mai întâmplă acum. Opa, bravo Maxim, interceptare genială. O pasă înapoi către Gardoș. Gardoș se adventurează în atac. Șută Gardoș. Un șut pentru un apărător de calibrul Gardoș. Zic eu, bunicel, totuși a fost pe poartă. Dar totuși împotriva lui Hugo Lloris. Unul din preferații mei. Preferații mei dintre portare, să nu mă înțelegi greșit. Apără fără nicio mare problemă. Da, n-am vrut să pasez, eram curios să mai văd dacă mai fac o fază de genul ăla. Știți bine câteodată mai se întâmplă că gen șutați către un portar, el preferă în loc să prindă mingea în mână, pentru că vreau da o bombază destul de tare, îi dă un pum sau cea de genul. Și apoi, dintr-o dată, vă reiese o ocazie super faină. Credeți-mă, câteodată mai are faza asta. Bun, hai să continuăm. Samaris, clar, clar, n-am ce, o să-l pun înapoi în primul 11. E genial Samaris. Stokes, ați văzut acolo, a fost ținut de jucători de la Tottenham, Marfel, Stokes ar fi zburat pur și simplu. Hai să vedem. Paulinho. Pasează către Chadli. Sau Cadley. Hai să vedem. Bun, Samaris pasează către Maxim. Maxim a vrut să paseze în sus către Tănase, dar n-a reușit. Soldado la balon. Oh, ce fază la Soldado. Făcut de Soldado către... nu știu cine e acel jucător, dar a fost o fază bună dacă jucătorul ar fi fost pe fază și ar fi continuat. Bun, Maxim la balon. Stokes, ce faci omule? Bă, incredibil Stokes. Ce urât a fost asta. Să continuăm. Bun, Samaris pasează către Borceanu. Borceanu pasează către Stokes. Stokes, Kipciu. Șut Kipciu, dar prinde Hugo Lloris fără probleme, dar tot șutul a fost bine plasat pe poarta celor de la Tottenham. Hai să dăm Suca la înălțimea lui, nu se pune nimeni cu el. Varela pasează către Kipciu, din câte ați văzut și în realitate, incredibil. Reghe cam preferă ca și mie să-l țină pe Varela pe postul de RB. Mă amuză această fază, trebuie să recunosc.
Doar că eu dacă le-au pe Daniel Opare, pe el o să-l pun ca RB și o să-l pun pe Varela ca și CB. Chiar dacă pot să zic și eu că să-l au regăcamp după mine, sau poate că el a ținut de ceva timp. Dar oricum și eu, pot să vă uitați că am de la primele episoade și eu l-aveam pe atunci și acolo pe Varela. Na, ce zic, Varela totuși este un CB în joc. Nu știu exact dacă jocul nu este ca și în realitate, ați observat, sunt foarte mulți jucători. Wow! Offside, super, super. Nu știu dacă ați observat, în realitate, gen, sunt mulți jucători care joacă foarte bine, dar în FIFA sunt varză și viceversa. Bun, se termină meciul. Se termină prima repriză. Deja aștept să se termine, credeți-mă, aștept să se termine. Hai să dăm, Eriksen pasează către Capo. Oh, Stokes, bravo. Peccat că n-a reușit să și rețină mingea. Să vedem, Tănase momentan încă nu l-am văzut în forma care a fost în ăsta, în celălalt sezon. N-am primit nicio ofertă pe Tănase, oricum nici nu știu dacă... Ba, pe Tănase poate că l-aș vinde pe o sumă bunicică. Dar momentan așa, dacă nu-l pun eu la transfer market, nu-l cumpără nimeni. Și eu încă nu doresc să-l pun pe Tănase cum l-aș vinde. Că pe postul lui deja sunt 3 jucători care, credeți-mă, i-aș pune cu cel mai mare drag. Acei oameni fiind, desigur, Iancu și Rotariu. Rotariu un puști care volează incredibil de rapid, dar câteodată se simte lipsa lui de strength, dacă știți, adică lipsa lui de putere, o ușor cade, parcă ar fi Neymar, un jucător cu potențial, un jucător bun, dar ușor vine unul, îi pune piciorul și ia ăsta, Rotariu cade. De aia îl prefer pe Iancu. Hai să vedem. Bun, Latovlevic. Cu Latovlevic acolo pe postul acela, nici nu știu dacă voi mai lua vreodată un alt LB. Oricum nu mi-e important momentan un LB, de-aia vă și zic. Oh, Kipchoge acolo. N-a făcut preluarea excelent de bine. Bun, bravo Samaris. Pasă Trump picuț mai tare. Bun, boi Borce, boi la... Boi, Paulinho, l-a pus pe Borceanu pe jos. Bun, continuăm, hai Borceanu. Ia-l-ai mă pe Eric Lamela, un jucător care a jucat o perioadă foarte lungă la AS Roma. Cât că nu prea a fost jucat, dacă bine rețin eu minte. Cel puțin eu în joc îl cumpăram pe Eric Lamela, credeți-mă, este un jucător tânăr, are niște statusuri inimaginabile și pentru cei care jucați online pe Foot Team, e un RV perfect pentru că costă în jur de 800-1000 de coins. Ceea ce după mie e un preț absolut rezonabil, hai să zic câteodată îl mai găsiți la 2000, dar nu mai mult de atât, deja mai mult de atât nu se merită. Rapid să facem schimbările. Hai să vedem. Maxim destul de puizat. Puiem pe Stanciu. Țucudean, hai să vedem locul Stokes. Oricum vine în partea a doua, deci mai mult ca sigur cred eu că Țucudean trebuie să-și facă acțiunea în acest joc, pentru că sunt mulți jucători și de la Tottenham care sunt epuizați. Deci Țucudean trebuie să dai un gol. Oricum, dacă vei juca bine, cu cel mai mare drag te voi pune în primul 11. Hai să vedem. Samaris, din nou Samaris. Incredibil, uite ce puțin stamina mare și totul Samaris una a doua zburat. Prea departe totuși de Hugo Lloris. Meciul încă continuă, 1-0. Super Stanciu, aproape de data asta de Hugo Lloris. Haideți, poate treia cu noroc și va fi în mijloc. Una prea departe, una prea aproape. Ei. Hai să continuăm meciul. Se face schimbare la Tottenham. Intră Defoe, iese Capo. Defoe momentan un jucător bun, dar a fost transferat, dacă nu mă înșer, la o echipă din America. Din păcate pentru noi cei care jucăm Ultimate Team. Dar oricum nu sunt prea mare fan Defoe.
Stancio! Stancio! Peste poartă, Hugo Lloris a înțepenit la această fază la propriu. Din păcate a dat prea tare Stancio și a mers peste poartă. Defoe, un jucător mic, prin urmare un sprint incredibil de bun. Totodată are și șutul bun. Hai să vedem, Iancu, bun, pasez la Borceanu, Borceanu care e gata de el. Gata de el, pe sensul care nu mai are stamina. Bravo, Gardoș! Opa, 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 Paulinho pasează rapid către Cadley, dar Samaris intervine la fix. Pasă bună către Iancu. Hai, Iancule, că ești tânăr, ești tânăr, nu au venit pe teren, trebuie să faci ceva. Bun! Incredibil. Și câștigăm Supercupa. Incredibil, încă o cupă în sertarul, zis în ghilimele, al Stelei. Incredibil, am câștigat toate cupele posibile în acest sezon. Champions League, Liga 1, Cupa României și acum Supercupa. Super, super, super. Hai să vedem Supercupa acolo cu cei de la Steaua. Uitați-i, eroii acestui meci. Vară la din nou singurul nigger de pe teren, singurul negru. Mi-aduce aminte de vremuri când era doar Nicoliță cât că era țigan. Nu negru. Bă rog, negru, dar nu, na, înțelegeți voi. Hai să vedem. Hai să vedem odată cupa. De-abia aștept să văd. Aleluia, ce... Ia uai. Uită-te la ei. Tăți acolo. Fericiți. Super, super. Super, super. Uitați-vă. Momul meciului, Samaris. Vă puneți. Clar își merită înapoi locul. Bun. Oh, cred că va fi meci Rămâi cu România, da, super, Kirkeshad, bun, pa, bun, Tamaș, auci, bun, Torje, Borceanu, Maxim, Nistor, Stanciu, Deac, bun, Stoian, nu-mi place Stoian, wow, totuși Stoian are niște statusuri bune, lăsăm pe Stoian, Alexe Rusescu, Antal, bun, 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 Kipciu, bun, pe cine avem acolo? Tănase... Rusesc, ești cam varză, sincer să fiu. Azi din pe Alexe. Alexe iar un jucător bun. Îl schimbă pe Țucudean cu... Tănase, zic eu. Ce ziceți? Da, Tănase. Bun, perfect. Submit squad. Bun. Hai. Meți. Oh, uitați-vă că am și uitat. Ei, ei. No, hai că dau bani, dau încolo. Pac. Îl vreau pe pare. Trebuie. Oi, oi, bunicei bani. Bunicei. Arma că mi teamă, vreau să mai întâi să văd de o parește pe aceea, le iau pe acel mijlocaș. Chiar dacă deja am cam mulți mijlocași pe aici. Hai să-l punem așa. Foarte bine, foarte, foarte bine. Azi despre ce este vorba. Touch rotariu. Stai să văd transferul, sell, da. Loan out foarte bine. Latovlevic, prepeliță. Pintilipăr, Vulescu. Bun, pe i-am dat, bun. Latovlevic, Iancu, Georgevski, Gardoș, Filip, bun. Na, nu l-am... Ah, shit. Na, atunci de-l încolo. Varela, Cojăcaru, bun că l-am dat. Calon. Bogatinov l-am pus ca loan. Lupul l-am pus ca loan.
Bun, 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 bun. Prepeliță răduț, bun. Rotariul l-am pus. Stanci ok. Da, rest tot ok. Ai Rapid a revenit în Liga 1, super, dar dau sim. Încă nu cred că au reușit să-și refac echipa, da. Două goluri tânase, unul Borceanu. Hai să vedem. Hai să merem. Opa. Na, ce s-a întâmplat? S-a blocat? Na, ce s-a întâmplat? Nia! Da, nu s-a blocat, îmi cer scuze. Așteptați un pic până îmi schimb bateriile de la controller. Shit! Shit! Mi s-a întâmplat și asta. Bine că nu mi s-a întâmplat într-un meci, nu? Ar fi fost oribil, mai ales într-unul online de foot. Ăsta de Ultimate Team. Ia, l-a dat pe Marinescu la... La Blackburn. Ah, shit, bateriile... Fuck, ce greu sunt fipte aici în pachet. Și da, prefer să înregistrez această fază, că e un moment, cred că, absolut amuzant. Bun, reload. Pac. Stai, amu, auziți. Ah! Și... Pac! Oh! Iui, ce perfect. Transfer acceptat. Genial. 4 ani, perfect. Crucial. Hai. Topare. 7000. Deci, mie mai rămân bai. Perfect. 3 ani. Important, totuși, nu ce pun crucial. Bun. Hopa, am greșit. Hai să dăm aici. Loan. Bă, dar mie nu mai cumpără jucători nimeni. Daniel Opare. Bine veni. Super, îl avem pe Opare. Re. No. Domartul great. Ok, but I could be persuaded. Tu vorbești serios? Tu șapa ta, mă. Și pe tine trebuie să mă încurc. Eu să mai ridic prețul. Dar mai mult de atâta totuși, mă, wow. Dacă și unul de la Southampton nu vrea să vină, mă, să-mi bag piciorul. Ia, mă, nici amul nu vrea. Ah. Oricum, ba nu, îl iau. Trebuie să-l iau. 6. Perfect. Hai. Și da, unii dintre voi m-ați, mă rog, doi, cred că. M-ați dat acolo niște comentarii care, când le-am văzut, am stat de genul facepalm. Hai să vedem dacă merge. Chiar testăm această fază. 16.000, un an. Că de ce cumpăr câteodată jucătorii gen cu un an? Eu cel puțin... Așa mai rețin eu minte din FIFA, poi 2008, 2009, 2010, toate astea. Câteodată unii jucători, mă rog, câteodată, nu tot timpul mi-era această fază. Nu vreau să vină la club. Și de obicei, na, când nu aveai bani, mai scădeai din timp și ziceai, hai pe un an, hai pe, na, doi în loc de patru, nu știu câți. Na, păi du-te în pulă, mă, dacă și-am mai refuzat, mă. Vedeți ce vreau să vă zic? Că parcă aș vrea să mă transfer de la Steaua, dar totodată mă ține acea idee de să stau la această echipă și să iau jucători mici și să evoluez și toate cele, dar tot timpul mă gândesc la faza aia, mă, ce aș vrea să joc și să-mi iau jucători mari. International Friendly, mă piș în el de Friendly Match, credeți-mă. Hai. Skip. Ne-am dat un gol măcar. Scoția. Wow. Stai, un pic. Mi se promis sau? Deci, Mățel, stai bine. Gardoș, Chipciu, Radu, bun. Burceanu, mi-mi place pe partea asta.
Antal. Kipchoge. Deci bun, Shkalev, genial, Rosescu nu-mi place. Nu-mi place acolo Rosescu, prefer pe Alexe. Pap, Torje, Kivu. Bun, 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 bun. Sătoian acolo, așa. Deac, Tamaș, Tanase, Uma, Mamalia. De fapt, îl prefer acolo, bun. Oi, Latovlevic, Shelly tare bun. În locul lui Pap. Și Stanciu, bun. Deocamdată e perfect echipa. O mică schimbare, prefer pe Toja în locul Nistor. Perfect. Și o să avem un match, din câte se vede aici. Un mega match. Primul nostru match, cred că, da. Primul match în grupele UEFA Euro. Da, ne calificăm măcar în joc și trecem mai departe. Ce ziceți? Avem aici Țara Galilor, Franța, Rusia, România, Scoția și Danemarca. Bun, avem un joc contra Scoția, dar asta va fi în episodul următor. Hai să vedem, de data asta avem și Euro în plan. Hai să luăm și Euro, atunci chiar că o să avem toate cupele posibile. Ok, până pe data viitoare, vă urez mai bine, ura și la gară, bye bye.